Comisia s-a întâlnit alaltă ieri. Au finalizat lucrează la finalizarea raportului. Dar până când nu vor face public acest raport, nu pot să vă dau numele câștigătorului, pentru că ar însemna să încalc o procedură. Nu, ne interesează doar ce urmează. Înțeleg, dacă nu s-a făcut public numele câștigătorului, n-au apărut nici licitații, nici contestații, evident. Exact. Deci săptămâna viitoare va fi finalizat raportul licitației, va fi anunțat câștigătorul acesteia. Vreau să precizez faptul de la început că au existat doi observatori de la Agenția Națională de Achiziții Publice București, pentru a nu face nimeni vreodată speculații că au existat anumite interese sau orice altfel de imixtiuni în analiza Comisiei de Licitație. Iar suma care nu va fi, care va rămâne ca și economie, va fi folosită anul viitor pentru dotarea Primăriei Municipiului Brăila prin supagele, cu utilaje necesare plombării și asfaltării străzilor și aleilor din cartiere. Cred că această licitație ne-a arătat tuturor ce înseamnă pierderea de timp, ce înseamnă o legislație proastă și avem nevoie de un guvern PSD care să schimbe această legislație impusă în luna aprilie de guvernul tehnocrat. Iar provocarea mea va fi ca anul viitor să avem la Brăila propriul serviciu de asfaltări, propriile utilaje, ca să nu mai depindem de aceste licitații care, iată, ne-au dus până în iarnă, în situația de a nu putea să intervenim. Cred că este moment să spunem stop și să ne gospodărim noi singuri, așa cum fac și alte orașe din țară.